suntem atât clăpătesc în după. Să intre primii vestitori ai nașterii. Adică cei care umblă cu Biblia. Apoi vom face câteva colinzi și vă vor putea câteva cuvinte după. Dacă veți mai avea încătuința și să vezi la vii. Mai afară o frigură. Cu la caldă mare. Așa mai de noastră, mă. Da? Ce s-au de afară? Ai frate, mă, core, mă, ia să fie un om. Mai frate, cordoane, vină la un ajun la moș, Crăciun. Să treci din de bătrâni. La vrea pentru că așa că de prima afară în cine iubiți că și la păcat din s-a vii. Hai la mine, mă, domnul, dar de la păcat din s-a vii. Hai să-i pucă mici cu rugoșul, cu rugoșul, dar să nu-i la mine ceva pe care s-o. Doaz ne-a răsărit, Domnul Iisus Hristos, Mesia cel mult dorit, Domnul Iisus Hristos. Lasă bani mai domnii și grabă să poliția, dar poliția este aici în lume, acolo s-a născut și a stat de Dumnezeu, iată s-a născut Mesia pe cum ne-a prorocea, de numai cu disminuita, pe oa care vine. Nu știu la asta, eu, mi-a trebuit să te dintr-o, aveți la aceste copii luminate. Dăm cu mine bună pace, ca să urcă cum îmi place, că nu dormeai în crimeală, cu rampele în păneam. Scala, scala, primele de obicei, de călătorii, cu la locul la mișințe, de înțeleme știți. Acum văd cu adevărat că s-a născut un tânăr împărat, sau ăsta când va vezi un proroc, bătrân că se va naște Mesia în trestele cu fânt. Să mergem, dar nu e vis. Prea puternice și mărite împărate, trei crai au sosit azi noapte în cetate și pe toți pe aici întreabă de ceva naștere cerească. Vede caută și cheamă se vine aici să dea seama ce crai și de unde sunt și ce caută pe al meu pământ. Crailor și renumăriți, vă rog să binevoiți, să luați steneală până la Irod împărat ca să dați de seama despre a voastră socoteală. Trei crai de la răsărit, cu steaua au călătorit și-au mers după cum citim până la Ierusalim. Acolo când au ajuns, steaua lor mi s-a ascuns. Crailor, de unde veniți, pe cine căutați și de cine întrebați? Noi din Persia venim că ne dorim să ne simt pe împăratul împăraților și pe Domnul Domnilor. Costean s-a arătat pe cel însemnat. Oftugane, vă smintiți ce a venit din răsărit peste al meu ținut mare să-mi fartoază întristare? După stea ceva condușare la mine s-a ascuns, dar nu vă temeți cu fricoșare de acest pal puternic și tare, care lumea o tristează și capul jos gretează. Vă ești puțin astăzi și puțin ascultat să spun adevărat lucru cum s-a întâmplat. Răzătul vestit nouă stea ni s-a evit. Lumina nu știe spune despre așa minune, mai frumos Baltazar având în cer acesta, ca un proroc vestitor de stea și titor află că aici ar să fie la stea lui Mesia. V-aș mulțumi ca la frate dacă ați vrea să mă arătați care de unde veniți, pe nume cum vă numești și tu cine ești și ce crai mare ești. Eu crai Mergă, mă numesc și da aur de vest. Dar tu cine ești și ce crai mare ești? Craiul Baltazar mă numesc cel ce din prorocea când se va naște în curând un loc crai pe pământ. Am venit ca să-mi găsesc de adară să slujești și o capitul lui Dumnezeu. Dar tu ce rău privire la acest parașal acest parșal meu de țărându să vorbesc, spune ce crai mare e. La vrea tatea zis le aveți de la mine. Ne greșești și de la tine. Purtându-te cu astru, eu nu vei afla nimic de la mine. Când te vei purta, poate vei afla ceva. Tu atunci pe voia ta, dar cineva cu teza capului se va tăia marilor vitezi. După 40 de ani și mai bine decât suntem și noi ca și tine. Crea și Dumnezeu să fii fecior de crea și de ții, fecior de crea și de împărat, împărat în corona. Dar voi cu astfel de cuvinte cercați pe lideilor părinte, dar n-aveți voie mai mare de acest parș puternic și tare, care lumea întristează și capul jos viretează. Tu cerescule părinte, ascultă ale mele cuvinte. Tu ne fulger, tu ne slobozește și puteasă să o ardă, ca mântuirea să mă moară. Împărate preamărite, urmează mele cuvinte. Vezi că la aceștia nu e cu putință, orbiți fiind de credință, mai bine cu lingușire să încerci, ai scoate din fire, să ne dea și nouă deslușire despre astele iubire. Ai dreptate, bărbate preamărate. Clairul, plecați cu bine și de la plasă, dați și pe la mine, ca și eu cu plecăciune să-i fac lui închinăciune.
Eu sunt Îngerul lui Dumnezeu, ascultați ce vă spun eu, să nu mergeți prin cetate aceste, dar spuneați parte care rog să nu știe, că ducele nostru Mesie, că le-a fost greu să-l moarte Fiul lui Dumnezeu. Caii înapoi au mers, altă care și-au ales, precum le fusese zis de înger, noaptea în vis. Vă că de mine joc cârba și pe la mine nu se mai apară. Dar rulezi vă voi ajuta pe toți pruncii voi tăia, tot de la deal în jos ca să tași pe Hristos. Dar Irod împărat, văzând că l-au înșelat, foarte rău s-a supărat, oaste mare a adunat, și-n Vifraim a intrat, mulți copii mici a tăiat, până la 14 mii. Înălțate împărate, acum toate s-a așezat, acum toată țara plânge vărsând atâta sânge. După cum ai poruncit, așa ți s-a împlinit. Valuri de sânge vărsam când eu pruncii tăiam și porunca o împlineam. Toți de la 2 ani în jos, nicio iertare n-am dat ca să-l tai și pe Hristos care ți era primejdios. Of, cum plângeau mamele, cum își plângeau mâinile, când eu pruncii tăiam și porunca o împlineam. Mai bine ele se plângă decât împărăția mea să se stingă. O ira de tiran mare ce-ai hotărât așa urmare, ca să faci praznice mult, să-ți judeia de prun, ca să faci praznice mult, să-ți judeia de prun. Creatorul cerului și-a tuturor făpturilor, nu lăsa pofta. Iisus păstorul mare, turmă care nimeni n-are, noi îl lăudăm și ne închinăm cu credință tare. Noi îl lăudăm și ne închinăm cu credință tare. Să vă dea Domnul tot ce doriți. Cerul și pământul.